Sunt Alice Năstase Buciuta, invitata mea specială de astăzi. V-am anunțat pe Facebook deja că vom avea o emisiune extraordinară, așa cum a fost de fiecare dată când doamna doctor Florinela Stoianovici a acceptat invitația mea. Sunt norocoasă să pot să te rog, Florinela Stoianovici, să vii de fiecare dată când avem atâtea lucruri importante de lămurit în legătură cu sănătatea noastră. Bine ai revenit la emisiunea mea. Dragoste. Mulțumesc, mulțumesc, Alice. Bună seara telespectatorilor, bună seara tuturor celor care sunt interesați de sănătate, de evoluție spirituală și de o viață mai bună. Și de prevenție, pentru că da, se conturează acest domeniu extraordinar în preocupările noastre ale tuturor, iar ceea ce ne oferi prin practica ta de la Cabinetul de Medicină Holistică pe care îl deții aici în București și cu extensia de la Pitești are mare legătură cu prevenția. Trebuie să înțelegem boala din interior și să învățăm să facem lucrurile care o pot împiedica, o pot ține departe de noi. Dar pentru că ești unul dintre acei medici cu deschidere specială către spiritualitate, către energie, lucrezi cu energia, vreau înainte de toate să vorbim despre ce avem de învățat din bolile noastre, ce avem de învățat din felul în care depășim aceste boli, din felul în care reacționăm la ele. Până la urmă sunt tot niște praguri ale evoluției spirituale, bolile noastre. Sigur că da, sunt niște praguri firești. Deși atunci când ne îmbolnăvim, să știi că noi nu acceptăm. Suntem supărați, știi? Da, știu. Da, facem un adevărat caz din a ne îmbolnăvi, deși toată lumea se îmbolnăvește. Eu nu cunosc o persoană care să fie complet sănătoasă toată viața. Nu cred că există. Sau nu în societatea de astăzi, da? Poate în trecut, străbunicii noștri, ceva de genul. Dar acum e o mare problemă când te îmbolnăvești. Spuneam că primim cu greu starea de boală, nu o vedem ca ceva care să ne ajute, ea e o provocare care ne dă peste cap, Alice, toată viața. În sensul că, în primul rând, că suntem izolați, da? Nu mai mergem la servici sau avem o problemă în rândul familiei, da? Toată familia trebuie să se ocupe de noi, știi? De asemenea, avem o problemă că trebuie să mergem la spital și acest lucru în societate chiar e o problemă acum, să te duci la spital sau și să mergi la medic, devine un risc la un moment dat. Pe de altă parte, trebuie să știi că nu mai suntem obișnuiți să suferim deloc. Avem așa această chestie datorită dezvoltării industriei farmaceutice, cum că trebuie neapărat într-o jumătate de oră, într-o oră să luăm ceva să ne treacă, știi? Și nu mai știm să suferim, nu că pe suferință ar fi ceva ce am meritat sau că trebuie neapărat să suferim, dar noi poate ne-am scăzut această capacitate de a privi suferința și boala ca pe ceva care ca pe un semn de întrebare, pentru că așa ar trebui să privim boala, nu ca pe dușmanul nostru, ci poate ca și prietena noastră, poate e mult spus.